Începem cu un caz șocant în Mehedinți. Doi bărbați angajați ai DGASPC sunt acuzați că au abuzat sexual 7 minori, unii dintre ei cu dizabilități. Clipele de coșmar la care erau supuși cei mici aveau loc chiar în casa unuia dintre indivizi. Cei doi reușeau să îi atragă pe minori cu diverse cadouri sau bani. Bărbații au fost reținuți preventiv de polițiști pentru 30 de zile. Unul dintre suspecții acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți minori de la școala specială Constantin Pufan din Drobeta, Turnu Severin, este instructor educativ și își petrecea mult timp cu cei mici pe care îi însoțea în multe locuri. Se pare că acesta și paznicul unui centru pentru copii instituționalizați se cunoșteau de multă vreme și au profitat că pot ajunge cu ușurință la cei mici. Cazul halucinant a ieșit la iveală după ce unul dintre minorii abuzați le-a povestit psihologilor clipe prin care a trecut. Doi dintre ei erau chiar elevii instructorului, iar cinci erau internați în centrul de protecție al statului. În momentul în care am avut aceste informații, am procedat la modificarea locului de muncă a pasnicului, care este în acest moment arestat, iar începând cu data de astăzi, contractul de muncă al acestuia a fost suspendat. De asemenea, autoritățile au obținut mai multe mărturii care îi incriminează pe cei doi. Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că în perioada 2021-2024, cei doi inculpați au constrâns, profitând de situația vulnerabilă, și au determinat, contra unor sume de bani, un număr de 7 copii minori să întrețină relații sexuale. Din cei 7 copii, un număr de 5 erau pe perioada agresiunii sexuale instituționalizați în cadrul DGASPC Mehedinți, iar un număr de 2 sunt elevi în cadrul unei școli cu nevoi personale de pe raza municipiului Drobeta, Turnu Severin. Rudele copiilor abuzați spun că aceștia plecau cu bilet de voie sau chiuleau de la ore și mergeau în garsoniera instructorului, care îi atrăgea cu bani sau diverse cadouri. L-am dus la centru înapoi. Bun. După aia am vrut să-l iau iar acasă. Pe Eugen, fratele meu. Și după aia nu am vrut să mai mi-l dea acasă. Înțelegeți? De ce? Pentru că Cica a fost abuzat de o persoană. Mi se pare foarte prost. Asta nu e centru, nu e cămin. Nu sunt capabil să dea copii acasă. Nu să-i țină în casă, să-și bată jos, să-i pângânească lumea. Nu se poate așa ceva! Directoarea școlii, Constantin Pufan, unde era angajat instructorul, a refuzat să dea declarații, dar a confirmat că în școală au fost făcute percheziții. Reprezentanții inspectoratului școlar au precizat că până acum angajatul școlii, care a fost arestat preventiv, n-a mai fost vizat de plângeri disciplinare sau penale și că faptele de care este suspectat au avut loc în afara instituției. Cei doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.